Ne gândeam să vă și salutăm un pic, deși astăzi mare lucru n-am reușit să fac. Am stat mai toată ziua cu David în brațe pentru că îi ies dințișorii și este atât, atât de supărat, încât doar așa, dacă îl ținem în brațe și îl plimbăm, se mai liniștește. E obosit, noaptea nu a dormit bine deloc, s-a trezit o grămadă. I-am dat o grămadă de gel pe dințișori, i-am dat niște supozitoare homeopate pentru dinți. Nu l-au ajutat cine știe ce, a trebuit să-i dau și pentru durere, că nu se liniște, era așa tare, tare supărat. Să vedem dacă într-adevăr o să iasă ceva. Singurul căruia i-au mai ieșit dinți așa pe la 7 luni a fost Felix, au ieșit 2 dinți, după care nu i-a mai ieșit nimic și a mai ieșit după un an. Cum să vedem, da, și tot așa dă din picior rușe, se vede și tot așa îl ținem și îl plimbăm. E greu să fii bebeluș și să-ți iasă dinții, nu? O bire mică. Da. Așa ne facem mari. Așa ne facem mari. Și cu episoade din astea. Dar n-am reușit să fac astăzi în casă mai nimic. Tot am decălcat. Și nu reușim să facem mai nimic, că stăm așa. Avem niște copii. Aici, nu copilul, soțul. Aici au niște copii foarte înțelegători care colorează frumos. Le-am printat câte mașini. Tata, te-aș ruga să vii și tu să stai aici la masă ca să vezi mai bine, că acolo nu ai așa lumină bună. Tu ce colorezi acolo? Stai să mă așez. Mulțumesc. E destul de greu de ținut cu o mână. E greu, da. Ce frumos colorează Felix. Eu rămân uimită cât răbdare are Felix și cât de frumos colorează. Ce e? E mașină de? Poliție. Hai! Așa faci tu. Hai! Lasă, că mie-mi place cum faci. Fă în continuare. Ata, ata, ata. Roșu. Da, și aici cu ce culoare ai făcut? Roșu. Eu așa am făcut astea cu România la... Da? Nu, e, nu știam aici în ce mijloc ce are și am făcut cu galben. Ai făcut astea cu România. Se citește roșu, galben, albastru sau albastru, galben, roșu? Nu știu, eu aș zice roșu, galben și albastru, deși mulți spun că se citește de fapt invers. Da, important este să fie culorile acestea. Da. Uite, David, mai avem și pentru tine un desen dacă vrei să fie de colorat. Eu nici nu știam acasă și... El ce fac? Ce gumă scoate? Mami. Vrei tu să colorezi? Melisa, fă, te rog, schimb de scaun cu Felix, că și-a dat seama că stă pe scaun roz și nu mai are inspirație. Of, of, măi, măi, of, of, măi, măi. Continuăm filmulețul, ziua următoare. Suntem într-o mașinuță micuță, micuță, micuță. Pentru că alta nu avem deocamdată, a noastră este încă în service. Dar ne mulțumim cu ce avem și suntem foarte bucuroși că măcar ne putem mișca de colo-colo. Pentru că chiar dacă mai intră în stand-by așa câteodată proiectul casa, uneori așa mai mergem, mai vedem un teren, mai vedem o căsuță și astăzi mergem să vedem o căsuță gata construită, să vedem care e treaba cu ea, cum se prezintă, dacă se pliază sau nu pe nevoile noastre. Și sunt așa, cum spun, deja când mergi și vezi mai multe case, mai multe terenuri, nu mai ai entuziasmul ăla de la început, atunci când am văzut primele case sau primele terenuri. Dar mergem să vedem, că nu se știe care e pentru noi. Și cum ceilalți copilași sunt la școală și la grădii, mergem doar cu David după noi. Minus 0,5 grade. Și eu cred că acum vreo oră a fost și mai frig. Probabil vreo minus 2 grade, cam așa. Oricum, na. Ce să ne așteptăm, că vine iarna. Da? Ce ciubire! Uite, spăl. Da, la noi așa. Oh, thanks, s-au pulit.
sau să îi mai completez aici cu apă, că nu-i destul. Nu-și ia destul apă. Nu-și ia apă mașina și iubirea mea completează de la ghivetă. Ce să facem? Asta-i. Da. Mai avem o mașină de spălat, mă, că trebuie să o luăm de la București. Da. Când o să avem mașina să luăm. Când se repară mașina, mergem să luăm mașina. Ca să repară mașina. E când se repară mașina dubița, mergem să luăm mașina de spălat la București. Da. Ca să scoatem pasta, să o reparăm. Acum sunt la în timpul orelor. Da, pa! Masa de seară, a gătit scumpa mea soție ceva delicios. Eu deja am mâncat jumate. Mai mult de jumate. 3 sferturi. Copila și mare au făcut băiță. Și acum e bebe la baie. Și e cam face baie bebelul mami. Hai să vă arăt. Nu mai da din picioare, David. Nu mai da din picioare. Uite cum arăt. Asta în 5 minute, că repede trebuie să-l spăl și să-l scot. Să facem bani, te rog, mami face mai ce papă, mai și noi. Și noi decât de ia, da, pit. Da, am la distanță că ați făcut deja baie. Da, da, ia, uite aici. Tati, ia, pit. Deci mai multă baie fac și din jurul lui David. Gata, hai că da, tati. Gata, hai să-l scoatem, că e tot e ud pe jos. Păi de normal că e ud. Patul e ud. Normal că e ud. Nu știu unde să-l spălăm. Pățucă mică. Foc. Un bebeluș bolnavier. Da. Și când bebelușul e bolnavier, mămica e obosită, nu e așa, mami? Când bebelușul e bolnavier, toată lumea e... așa, debusolată. Dar cu ocazia asta o să și încheiem filmulețul, pentru că oricum nu reușim să filmăm așa mare lucru. Nu putem că... să închidem pâine. Pune-o la loc, o să vină tati imediat. Nu reușim, pentru că toate merg greu, încet, oboseală multă. David stă doar în brațe, nu știu dacă reușim să-l punem așa câte o oră să doarmă. Dar nu prea doarme, pentru că și năsucul e înfundat, e supărat, îi ies și dinții, și ochișorii sunt roșii, deci toate, nu știu dacă am mai avut așa o perioadă în care să se simtă atât de rău. Dar așa ne facem mari, cu multă dragoste, dar nu reușim să filmăm, că nici nu putem să filmăm așa. Așa? Hai să ai? Nici nu avem fețe așa de filmat. Cum, iubii, nu vezi ce bine îmi șade? Da, dragilor, cam atât de la noi. Vă mulțumim tare, tare, tare mult pentru vizionare, pentru înțelegere. Vă pupăm și așteptăm cu mare, mare drag în filmulețul următor. Sperăm noi mai bine, mai veseli, mai sănătoși, mai voioși și mai cât mai repede. Și cât mai repede, da. Pa! Pa!